Andrei, un meci pe Național Arena, siguranță va fi o atmosferă incendiară, frumoasă, vă motivează și mai mult? Da, întâlnim un adversar puternic, un adversar cu care ne luptăm pentru primele 6 poziții din clasament. Va fi un meci extrem de dificil, având în vedere, cum ai spus și tu, că întâlnim o echipă cu niște suporteri incredibili, dar cu tot respectul pentru ei, asta nu înseamnă că nu venim să luăm cele 3 puncte. Va fi mai ușoară misiunea, având în vedere că doi dintre jucătorilor cei mai buni, Cristi Săptămână și Jean Mureș, vor fi suspendați. Țin să precizez că nu mai e niciun meci ușor. Toate meciurile trebuie tratate cu maximă seriozitate. Chiar dacă le lipsesc doi jucători importanți, ei au un grup puternic și cred că pot să reușească și fără cei doi jucători. E dorință de revanșă mai mare în tabăra noastră după eșecul total nemeritat din tur? Da, a fost un eșec nemeritat. Știm foarte bine că am dominat mare parte a jocului. Și mergem să câștigăm să luăm cele 3 puncte. Un rezultat pozitiv apropie și mai mult de obiectiv? Da, știm foarte bine cu toții că obiectivul nostru este play-off-ul, cu așa cum m-am obișnuit suporterii, cum m-am obișnuit lumea. Într-adevăr, a intervenit și o oarecare presiune asupra noastră, pentru că ne batem an de an la cele 6 poziții în clasament. Un gând la final de an pentru fanii FC Botoșani? Vă mulțumim pentru toată susținerea și vă urăm sărbători fericite tuturor. Mulțumim.